Mă numesc Rus Mihăiț și am 40 de ani. Spuneți-mi, ce ați pățit după aceste inundații? Păi ce se pățesc? E cazul. Da. A venit apa, ne-a stricat tot mobilierul, aparatura, absolut totul. Cât de mare a fost apa în casa dumneavoastră? După cum se vede, aproape de un metru. Și ce ați mai salvat? Ce am mai putut, dar mai nimic. Aproape totul mi s-a scăzut, începând la haine, până la mobilier, aparatură, absolut totul. De ce ați avea dumneavoastră nevoie stringentă în momentul de față? În momentul de față de materiale de construcție, că domnul primar ne-a ajutat, ni s-a dat locuri de casă, suntem obligați să plecăm de aici, nu mai putem sta din cauza că cu frică nu se mai poate, stăm toată viața, vă dați, am uitat apa, după cum se vede și la gard, a fost aproape cât gard. Deci sunteți de acord să plecați de aici? Da, absolut, da. O luați de la început? A, da. Mai aveți forță? Cu puterea lui Dumnezeu și mai spune puterea cei care ne ajută. Ce meserie aveți dumneavoastră sau care e ocupația? Am lucrat ca gestionar, magazinier în șantier. Acum pensionat pe caz de boală, eu o pensie de 3 milioane jumătate, am 2 copii. Soția? Soția lucrează într-o fabrică de cherestoși. Și cum vă descurcați cu banii? Foarte greu. Am copil la școală, trebuie să plătesc gazde, ajunge aproape 1 milioane pe lună. Toate cheltuiala. Am venit de la Pitești cu ceva ajutoare constând în alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, ceva lenjerie, produse de igienă. Ar fi binevenite? Absolut, da. Vor ajunge cu siguranță și la dumneavoastră, da, prin grija domnului primar. Mă numesc Nuna Maria, am 52 de ani, am fata care are 2 copii, a fost căsătorită, s-a divorțat. Mama mea are 81 de ani, are al doilea ceas la inimă. Trăim din pensie, e 3 milioane și dintre acele 3 milioane 800, eu mai luat încă 200. Alocația copiilor și cu asta e basta. Și n-am unde dormi. Cum ați fost afectat de inundații? Distrus absolut de tot, de tot, de tot. Din care dormim în modul. Modulele este, prin nu pot să le zic ca lumea. Sunteți de acord să plecați de aici? Da, Doamne, dar dacă dorm acolo, n-am ce mai repara aici. N-aveți ce mai recupera? Nu, absolut nimic. Cata Maria, și în 65. Ce s-a întâmplat aici la dumneavoastră, doamna Maria? Inundații. De când? Două ori au venit acum. Acum o lună și acum, da, câteva acum zile. O săptămână iar. Și cum s-a întâmplat? A venit dintr-o dată apa mare? Dintr-o dată apa mare. N-ați știut, v-ați pomenit așa cu apa în casă. Cât de mare a fost apa? Până unde vă venea apa? Până aici. S-a intrat în casă. Trasă de vin. Vedem, ia povestiți-ne și ce s-a întâmplat. Ați pierdut toate lucrurile, casa a fost afectată. O poste distor intrat-ne. Nu, din mobilis pe afară, pe corte, să le mai. Nu mai recuperați nimic? Mi-a dat o șifonier, mi-a dat de la asta. Și uite, dormez asta de la preot. Da. Cercelarul Petru, 63 de ani. Pensionar? Nu, fără. N-aveți niciun fel de venit? Nu. Ia spuneți-mi, ce s-a întâmplat la dumneavoastră în curte? A venit inundația din 26 iunie, deci când a venit avalanșa asta puternică de apă, casa era întreagă, bucătărie întreagă, anex întreg. Au venit deodată, în 20 de minute au apărut cam la un metru, așa, deci se cunoaște așa cum de acolo. În jumătate de oră, adică două ore, a durat total inundația. În timpul ăsta a căzut și casa, a căzut și bucătărie și tot. Când câte persoane locuiau aici? Vede, ce se vede acum? Câte persoane locuiau aici? Trei. Dumneavoastră și? Asta e nepotul meu, are anexa asta, n-a căzut jos, că e de lemn. Iar eu și cu soția, casa mare aici și restul, toate dependențele. Care se vede? N-ați mai rămas cu nimic? Absolut. Acolo văd că mai aveați și o șură. Acolo e grajdul, care nu mai rămas cum a rămas, dar e gata și ăla. Trebuie să-l dau jos, că nu mai ține. Și acum? Ce faceți? Unde locuiți? Acum ne-a dat primăria teren pentru o locuință și încercăm să facem cât ne putem ajuta, când ne mai ajută primăria, mai avem nevoie de un ajutor mai substanțial, deci guvernul trebuie să intervine sau cineva mai tare. Primarul și anume, face de ce aveți nevoie? Tot felul de materiale, deci bolțari, ciment, țeavă, lemn de casă, arzea, acoperiș, toate ce trebuie. Acum hai că mai luăm noi acolo un cui, o sermă, nu știu ce mai trebuie, un sac de ciment, hai că mai luăm cumva și noi. Dar trebuie ajutoare multe, deci mari. E vorba de sume extraordinar de mare. Jacote Mihai, 63. Ce s-a întâmplat în curtea dumneavoastră? A fost inundația, apa de 70-80 cm.
Mi-a stricat. Nu chiar mult, dar oricum a afectat. Practic nu ați mai salvat nimic. Nimic. Nici mobilier, nici haine. Deodată, a venit așa, fără, prin surprindere. De ce mai aveți nevoie din asta pentru a vă reclădi gospodăria? Mai avem nevoie ciment, scânduri, bolțari, ca să ne mutăm alte parte, ca așa e pus. Aveam să ne ducă de aici. V-ați mai confruntat până acum cu asemenea inundații? Din 91 până acum nu. Și în 91 cum a fost? Au rezistat? Au rezistat și atunci, au mai rezistat, dar oricum am mai refăcut și de atunci. Alții făcut, bun, de azi, dar acum sunt prea afectate. Sunt. Comuna Sânduleni are o suprafață de 4.400 de hectare, cuprinde 7 sate și numără 4.550 de locuitori. Agricultura este principala sursă de venit a populației, din care aproximativ 30% se află la muncă în străinătate.